Mai mulți oficiali americani și israelieni au declarat că răspunsul armat al Israelului la atacul de duminică dimineața al Iranului a fost amânat de cel puțin 2 ori, ultima oară chiar luni. În tot acest timp, Israelul a avut 4 reuniuni ale cabinetului de război, s-au stabilit țintele pentru armată, dar data atacului nu a fost decisă. Netanyahu a declarat miercuri după întâlnirea cu miniștrii de externe din Marea Britanie și Germania că decizia aparține Israelului, dar a lăsat de înțeles că va fi o acțiune militară limitată care nu va dezechilibra regiunea. Vine cu detalii Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Se pare că lucrurile se aranjează. În acest moment nici Israelul nu-și permite deschiderea unui al treilea front. Israelul are deja 2 fronturi în Gaza și în nord cu Libanul și celelalte miliții susținute de Iran în Siria și în Irak. Ieri 14 militari israelieni au fost răniți de o dronă lansată de Hezbollah din Liban. De asemenea, Iranul nu are forțe aeriene, nu are sisteme de apărare antiaeriene, nu are forțe navale pentru a susține o acțiune ofensivă, pentru a respinge o acțiune ofensivă a Israelului, în special dacă ne referim la un atac aerian. Distanța dintre cele două țări sunt 1000 de kilometri. Într-adevăr, Netanyahu a vrut să răspundă duminică noapte și luni noapte, de fiecare dată a fost convins de Statele Unite să renunțe. Se pare că a fost și o negociere acolo, am văzut în presa americană de astăzi că au apărut rapoarte cum că în schimbul amânării acestui atac și executării unui atac limitat asupra Iranului, Statele Unite i-au dat mână liberă Israelului să continue asaltul terestru în Gaza și anume asupra ultimului oraș necucerit, Rafa. Și s-au văzut mișcări de trupe, în special de artilerie, în zona de sud a fâșiei Gaza. În acest moment, cumva, piesele sunt pe poziții. Am văzut că în presa izraeliană au și apărut informații când va fi acest atac limitat asupra Iranului, și anume după Paștele Evreiesc, care se termină pe 29 aprilie.